scăpat de eroarea de paralaxă, colegul meu Dani, chiar pare un băiat. Răzvan, ai cizme cu toc, oamenii înțeleg că tu nu ești mai înalt decât mine. Astea ești nu sunt pe tocuri, actor, Tom Cruise, a crezut că-l pup, s-a pus pe piciorange, nimic, n-a prins nimic. Deluxe! Era nevoie? No. Vezi? Doamnelor și domnilor de la improvizați.ro, prietenii noștri de foarte, foarte mulți ani, am învățat poveste în patru, cumva o adaptăm pentru televiziune, am pentru voi câteva proverbe, zicători, locuțiuni verbale, impersonale, ziceri și alte cele. Fiecare se ia patru. Patru. Unu, doi, trei, patru să fie. Fiecare ia patru bilețele, pe bilețele sunt trecute niște zicători, ele vor fi folosite într-o poveste pe care o vom spune în patru. Eu voi da cumva. Cineva n-a numărat bine. Păi eu am patru. Și eu tot patru. Și eu tot patru. Înseamnă că eu n-am numărat bine. Da. Că am numărat. Nu, cred că ai azi la patru. Ai numărat bine, că altul fel... Da. Într-un fel am numărat bine. Bun. Bun. Avem nevoie de un loc, niște personaje și să gândim o acțiune. Vă propun o localitate. Da. Cum? Drajna. La Drajna. Drajna. Sau la Slobozia. La fermă așa se la Drajna, la Drajna. La Drajna, la fermă, da. Nu, la fermă nu, că se cunoaște. O fabrică, o fabrică de... O fabrică de... Avioane. O fabrică de... Nu, că la Bacău. Mănuși de latex. Este una de hârtie igienică și una de o fabrică de chiloți de la Drajna. Ok. Se va numi chiloțeria Drajna. Bun. Unde există o poveste de dragoste între un drăjnean. Așa. Să-i spunem... Dorel. Gigi. Costel. Gigi. Costel. Costel. Și o fată venită de la Vaduoi. Aura. Măi. Aura. Primul nume care mi-a venit în cap. Dorel și Aura. Sândica. Liliana. Sândica. Dorel și Sândica lucrează împreună pe secții la chiloțăria Drajna. Da. Dorel și Sândica. Sunt colegi. Și dezvoltă o afinită, dezvoltă o pasiune. Neîmpărtășită. Neîmpărtășită în primă fază. Ea ar trebui ca din povestea voastră în patru să aibă și o finalitate. Da, eu sunt pregătit. Dar să nu fie Shakespearean, adică nu moare nimeni, da? Okay. Așa să fie mai film de duminică. Soap opera, deci, așa? Dorel Sândica, da? Chiloțăria Drajna. Da? Să iubesc. Secția de... Se frecventează. Secția... de împachetare. Secția de adio, moartea pasiunii. Ea e acolo, lucrau la chiloțărie. La chiloți pentru război. Chiloți pentru război. Da. Povestea noastră în patru, adaptată pentru TV, începe în 3, 2, 1, Dani. Sândica. Nu trebuie să o zicem. Doar concluzia o facem câte un cuvânt fiecare. Da. Ce vrei să fac? Să dai drumul la poveste, da. A, câte o frază? Câte o, ce vrei. Câte o propoziție. Câte opresc eu. Într-o zi, Sândica... Dădu buzna în unitate, lovind cu cizma ei de cauciuc plină de noroi și zise... Zise. Și zise... Și zise... Colac peste pupăză! Cum îl chema pe băiat? Dorel. Colac peste pupăză! Colac peste pupăză! Am aflat că Dorel... Costel. 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 Că Costel se uită și la Viorica în același timp. Deodată Viorica. Și deodată Viorica ieși și se scuză. Nu e adevărat, Sândica, eu n-am nicio treabă. Nu, și zise. Și zise. Și zici, și zise. Unde a încărcat? Unde a încărcat mutui apa? Unde a încercat mutui apa? Nu, că întreabă. Unde a încercat mutui apa? Costel, văzând că urmează o panică, a ajuns în fața Sândicii și spuse. Mașta pe gheață, Sândico! Tu nu știi că am avut o relație cândva când lucram în cealaltă unitate? Ce unitate lucram? În unitatea aia specifică în care se face elasticul de la chiloți. Am avut o legătură foarte strânsă, dar elastică în timp de asemenea, care nu s-a pierdut și nu s-a pierdut din zitudine, așa când e foarte solidă, știi ce zic? Din elasticitate. Dintr-o dată Neam Atache, care era șef de secție, își dă basca pe cap și spuse. Le zice, bă băieți, nici în căruță, nici în teleguță. Așa că din asta înțelegând că dacă vrei să o iei pe domnișoară, e bine și în teleguță și în căruță. Nu știu ce înseamnă teleguță. Dintr-o dată, Dorel Costel
Duel, strigă Costel, duel! Către cine? Către Moș Matache. O luptă dreaptă între Viorica și Sândica, da? Ar decide mai ușor pe care să o iau de nevastă. Dintr-o dată, aruncându-se în genunchi, Costel zise... Către Sândica. Eu sunt Sândica? Dar ce? Sper. De ce? Sândico, cine se frige cu ciorbă, suflă și în iaurt! Dată pe spate de această replică a lui Costel Dorel. Doamne, dar de unde iau iaurt ca să suflu în el? Sândica se gândi că la chiloțăria de la Drajda mai are 400 de perechi de făcut până la terminarea schimbului. Și deodată spuse. Și deodată spuse. Râde ciop de oală spartă. Vasile, sau cum te cheamă? Matache. Tu n-ai văzut ce dragoste se dă între noi? Mai zic ceva. Că... Dintr-o dată... Da, dintr-o dată... Dintr-o dată... Nace frântă că ți-am dres-o. Zise Viorica. De fapt, ne-am atache, zise. Pentru că ne-am atache în zilele trecute. El cu Sândica, pentru că o plăcea pe Sândica, au plănuit ceva. Da, da, ce da. Ce fain e la fabrica asta. Îmi place. Colega lui Sândica, Ioana, auzind aceste acuzații, din spatele chinoțărăi, mormanului de chiloți, zise: să stăm strâmb și să judecăm drept. Să stăm strâmb în chiloți. Îndeamnă la dialog. Foarte bine. Să tragem o concluzie. Putem să facem concluzia câte un cuvânt fiecare dintre noi? Da. Niciodată! Moarte! Niciodată moarte? Pentru... Niciodată? Amant. Cât timp? Nu, ai câte? Lasă așa. Iubești. Multe. Berze. În chiloți. De? Surzi. În chiloți de surzi? Orbi. Oricum, berzei chioare, Dumnezeu îi face cuib. Și stop, joc, ne-a ieșit foarte prost. Dar data viitoare va fi mult mai bine. Mult mai prost. Să-mi găsiți niște actori data viitoare să mă joc. Da, exact.